Bine ați venit la Biblioteca UPT! Bine v-am găsit în această toamnă minunată și ca niște bibliotecari adevărați ne-am pus la rever în loc de crizanteme niște semne de carte cu care vă așteptăm și la noi în bibliotecă și vă dorim și din partea Bibliotecii UPT un an universitar rodnic, să aveți succes în tot ce v-ați propus. Colega mea Alexandra și colega mea Georgia. Și suntem aici pentru voi să vă venim în întâmpinare cu informațiile de care aveți nevoie și pentru că am zis că suntem aici, Alexandra o să vă spună exact unde ne găsiți. Fizic, nu online, pentru că online suntem deja aici cu voi. Deci ca să ne găsiți din punct de vedere fizic, noi suntem pe strada Vasile Pârvan 2B, dar cel mai ușor pentru voi este să ne căutați pe Google, Biblioteca UPT, iar pe Google Maps veți găsi exact locația bibliotecii unde vă așteptăm. De luni până joi, între orele 9 și 3, respectiv vinerea, între orele 9 și 2. Colega mea Alexandra v-a zis unde ne găsiți fizic și cred că mulți dintre voi deja au aflat despre noi, despre prezența noastră pe social media și ne găsiți pe Facebook, pe Instagram, pe pagina bibliotecii Library UPT RO. Acolo aveți foarte multe informații despre noi. Am vrut neapărat să ne vedem cu voi și să vă spunem cum puteți ajunge la noi și din cauza acestor situații, din cauza acestei situații mai deosebite, nu vă putem întâmpina și primi ca în anii de dinainte și atunci ne-am străduit să facem tot ce trebuie ca să fiți în siguranță și să fim alături de voi. Și Alexandra, o să vă spun în continuare, cred că cel mai important lucru acum este de subliniat faptul că atunci când veți ajunge la noi, dacă doriți să vă faceți cardul de bibliotecă sau să vă rezervați spațiile pentru acces în bibliotecă, Ale? Da, deci pentru asta aveți nevoie să vă faceți o programare pe o platformă. Exact. Numită, adică o găsiți la linkul bibliotecaupt.setmore.com. Acolo vă puteți face programarea pentru eliberarea cardului, respectiv rezervarea spațiului de lectură. Deci dacă vreți să studiați în bibliotecă, în prealabil aveți nevoie de această programare. Pentru înainte să vă faceți rezervarea pentru spațiul de lectură, aveți nevoie de card. Ca să primiți cardul de la noi, după ce v-ați făcut programarea, aveți nevoie de buletin, respectiv de carnetul de student vizat la zi. Dacă întâmpinați probleme legate de rezervarea pentru eliberarea cardului sau a spațiului de lectură, găsiți tutorialul pe site-ul bibliotecii, library.upt.ro. Acolo aveți tutorialul despre cum să vă faceți rezervările, aceste două rezervări. Cum spune și Alexandra, toamna aceasta și încă o dată în plus, din cauza pandemiei, când trebuie să respectăm distanțarea, se poartă parcă mai mult ca oricând tutorialele. Colegii noștri au pregătit pentru voi tutoriale și pentru cum vă puteți, cum vi se poate elibera cardul, cum puteți împrumuta și accesa documentele de care aveți nevoie, cărțile și materialele pe care le veți folosi. Încă o dată subliniez ce spunea Alexandra, vă trebuie neapărat să vă faceți programare în vederea eliberării cardului. Este cardul vostru de bibliotecă pe care îl puteți folosi și pentru cei care sunt cazați în cămin, pentru accesul în cămin și pentru accesul la baza sportivă. Asta o să mai aflați pe parcurs. Noi, cum am început de ieri, deja ne bucurăm, au venit
dintre voi în măsura în care s-au făcut programările și am început înscrierile. Deci înseamnă că deja vă descurcați, nu sunt probleme. Ce voiam să vă spun, pe lângă ce a spus Alexandra, ea v-a spus despre eliberarea cardului și despre rezervarea spațiilor de lectură în caz că doriți să veniți să studiați la noi. Pentru aceste tipuri de servicii trebuie să vă faceți obligatoriu programări. Cu tot dragul, din păcate, nu putem să primim în bibliotecă pentru aceste servicii decât cu programări. Însă există și servicii care se pot desfășura fără programări și aici mă refer la împrumutul cărților. Ar fi două modalități. Una dintre ele presupune să vă căutați în catalogul online, care este pe pagina bibliotecii, documentele de care aveți nevoie, și să trimiteți un mail pe adresa bupt@upt.ro și noi vom ști exact ce titluri aveți nevoie și când veniți în bibliotecă doar le ridicați și le împrumutați. Asta este modalitatea care, practic, este cel mai puțin consumatoare de timp. Cealaltă modalitate, pentru voi, mă gândesc că încă ne fiind familiarizați cu noi, cu biblioteca, puteți veni efectiv odată ce aveți cardul de bibliotecă și noi o să fim, să vă ajutăm să căutăm împreună titlurile de care aveți nevoie, însă va trebui să așteptați un pic afară până când, efectiv, noi bibliotecarii vom merge să vă aducem cărțile solicitate de la raft. Asta este cea de-a doua modalitate, care consumă un pic mai mult timp, dar astea sunt regulile în bibliotecă pentru anul acesta universitar și, încă o dată, vreau să subliniez că o facem pentru siguranța dumneavoastră și, da, încercăm să fim cât putem de aproape, alături de voi, dar să fim în primul rând cu toții bine și sănătoși. Ok. Ce aș mai vrea să spun acum este că dacă aveți nevoie doar să verificați dacă în colecția bibliotecii există vreun document pe care vreți să îl studiați, nu e nevoie să veniți la bibliotecă special pentru asta. Adică de oriunde aveți acces la internet, de pe telefon, de pe calculator, puteți intra pe website-ul bibliotecii în catalogul online primă, unde toate documentele existente în bibliotecă sunt regăsibile printr-o simplă căutare a unui autor, respectiv a titlului cărții. De asemenea, avem resurse online, tot pe website-ul bibliotecii le găsiți, unde puteți accesa cursuri. Acum, cursurile sau tezele de doctorat, bănuiesc că în primul an nu o să aveți nevoie de acces la teze de doctorat, dar eu le menționez. Probabil unii dintre voi foarte studioși sunt deja interesați. Deci, cum spuneam, cursurile respectiv tezele de doctorat se pot accesa pe baza adresei de e-mail pe care ați primit-o de la secretariat, cea cu prenume.numestudentupt.ro și a parolei asociate adresei respective, o să vedeți acolo, aveți o căsuță cu username și parolă pe care le folosiți, respectiv o să aveți acces la cursurile pe care noi le-am pus la dispoziția dumneavoastră, voastră. Între timp vă încurajăm să ne puneți întrebări, colegul nostru Vlad încearcă să vă răspundă. Sigur. Oricum noi suntem în online și dacă nu suntem live acum aici, în orice moment ne puteți trimite întrebări pe adresele de e-mail pe care le găsiți tot pe site-ul bibliotecii. După cum observați, referința e site-ul bibliotecii, acolo găsiți informațiile de care aveți nevoie și pe social media postăm cât se poate de rapid ultimele noutăți. Deci ne puteți trimite întrebări, solicitări, reclamații, sugestii pe adresele de mail și noi vă răspundem cât se poate de prietenește și amabil în cel mai scurt timp. Același lucru pot să-l spun și despre noi fizic când veți veni în bibliotecă. Toți colegii sunt
amabil și dornic să vă ajute, să vă îndrume și o să vă ofere toate informațiile necesare. Mă gândesc că nu vă trebuie curaj să aveți să ne puneți întrebările și să aflați răspunsurile pe care le doriți. Mai ales vă încurajăm foarte mult să puneți întrebări, pentru că în ceilalți ani de dinainte noi făceam niște instruiri și atunci lucrurile erau mai simple și mai clare. Acum, fiind alte condiții, chiar vă rugăm să puneți ce întrebări doriți. Mă mai uit și eu acum printre întrebări. Din păcate, nu aveți posibilitatea să mergeți în bibliotecă singur și să vă căutați cărțile pe care le doriți. Și colegul meu, Vlad, vă răspunde și el în același timp la întrebările pe care le... Și, Vlad, mai spunem și noi oral să te ajutăm? Adică poți să răspunzi sau mai răspundem și noi oral? În cazul în care nu primesc carnetul de student, pot să fac înscrierea? Stai că trebuie să răspundem Answer Live. Live, da. Uite, dă-i click pe Answer Live acolo. Uite aici. Și dacă vom primi peste 5 săptămâni. Ar trebui să aveți o adeverință de student luată de la secretariat, dacă vine carnetul de student mai târziu. Apropo de întrebare, nu știu dacă s-a auzit răspunsul. Deci cineva a întrebat că dacă primește carnetul de student mai târziu, cum poate veni pentru card, condițiile fiind carnetul și buletinul, carnetul să fie vizat. Ne gândim că o adeverință de la secretariat în care să se ateste că este student ar fi în regulă până când se eliberează carnetul de student. Bun, hai să luăm următoarea întrebare. Începem cu prima, nu? Păi mai răspunde și Vlad la ele. Bun, se vede cu care am răspuns. Se vede? Da. Answered acolo? Ok. Eu cum da. Vreau dacă nu răspuns. Open 4. Da, da. Deci la asta ai răspuns? Nu, uite acum, toate care sunt open încă nu sunt răspunse. La 10 am răspuns. Ia oricare dintre ele, Alexandra, să vedem. Încep. Bun, prima întrebare. Am înțeles că primim legitimațiile de student doar în noiembrie. Cum putem proceda atunci cu care venim la bibliotecă? A doua, cardul este gratis sau se plătește lunar? Cardul este gratis la înscriere. Dacă îl pierdeți, se plătește un duplicat care costă 20 de lei. Deci, asta este. Ok. Unde anume ați spus că trebuie să intrăm dacă dorim să accesăm cărțile online? Dacă doriți să accesați cărți online, adică niște cursuri pe care le avem deja scanate, intrați pe library.upt.ro, colegul meu vă scrie acum, pe rubrica Resurse online. Și o să vedeți, aveți un buton numit Cursuri, dați click pe el și acolo vă introduceți userul și parola de care v-am spus. Userul este adresa pe care ați primit-o de la secretariat, cea cu prenume, punct nume, studentul Petero și parola atașată adresei respective. Super. Okay. Bun. Dispune biblioteca de săli individuale și de săli comune? Dispune de săli individuale și de săli comune, dar în condițiile date, spațiile de lectură sunt deschise și cele comune sunt închise, adică nu avem posibilitatea să adunăm într-un spațiu restrâns mai mulți oameni. De asta fiecare student va avea, cum am pomenit mai devreme, rezervarea unui spațiu de lectură. Adică o măsuță și un scaun pe care le puteți folosi timp de o oră, două, trei, cât aveți nevoie. Ok. Iau eu pe următoarea. Asta? Nu. Și cea de jos. Da, e ok și asta. Până când trebuie să ne înscriem pentru card,
pentru card vă puteți înscrie oricând. Nu aveți o limită pentru să vă înscrieți pentru card. Acum depinde de nevoia pe care o aveți dacă stați la cămin și vă trebuie cardul pentru acces. Dar altfel cardul se poate elibera oricând pe parcursul anului. Nu este nicio urgență, doar pentru cei, repet, care stau la cămin, pentru că ei accesul îl fac în cămin și pe baza cardului de bibliotecă. Ok. Altceva, Alexandra? Să vedem. Nu, nu mă puțin. Dacă suntem la învățământ online? Da. Tot la fel. Trebuie să aibă o dovadă. Dar cum să trimit atunci online? O dovadă de adeverință, eventual o adeverință scanată, că este student, da? Da. Da. Mai citește tu o dată întrebarea, eventual, și... Nu mai un pic. Da. Click pencil și live. Poți să-l iei puțin? Deci cum răspund? Așa, și după aia, da? După ce se răspunzi. Da, aici tastezi răspunsul și enter. Nu, 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 aici. La Q&A. Hai să... Păi nu, aici cu Answer Live. Da, și după aia, Dan, după ce s-a răspuns. Nu știu ce să zic. Apropo de adeverința scanată, ziceam, Alexandra. Bun. Ne mai având o situație de genul ăsta, că nu am mai avut. Întrebarea e așa. Dacă suntem la învățământ online și nu suntem în Timișoara, iar carnetul îl vom primi mai târziu, cum procedăm? Se poate face cardul oricând? Nemai având un asemenea precedent... Poate ne ajută doamna directoare să răspundem la întrebarea asta? Da, bună ziua tuturor! Mă bucur din suflet că un număr așa de mare de studenți, de boboci, au accesat webinarul nostru. Normal, dacă sunt studenți și nu au venit încă la bibliotecă sau nu au venit la universitate și fac orele online, normal, cardul de bibliotecă se poate elibera în momentul în care vin în Timișoara și vor face probabil orele de laborator. Probabil am înțeles că după următoarele 5 săptămâni vor avea orele de seminar și de laborator face-to-face și atunci normal putem să le eliberăm cardul de bibliotecă. Ok. Mulțumim. Mulțumim. Următoarea întrebare. Care este diferența între card și legitimație? Okay. Nu este nicio diferență. Cardul... Este o diferență de nume. Terminologie. Terminologie, exact. Este același lucru, da? Cardul de bibliotecă și legitimația de bibliotecă sunt același lucru, practic. Bine? Aș mai dori să completez. Cardul de bibliotecă, sau așa zisă legitimație, da, are multiple valențe. În sensul că colegele mele la început au menționat cu acel card de bibliotecă veți avea acces atât în campus la cămine, cât și la baza sportivă, la toate sporturile care sunt dispuse studenților. Și mai trebuie subliniat că toate serviciile bibliotecii, atât tradiționale cât și online, sunt gratis pentru toți studenții UPT, toți studenții Universității Politehnica Timișoara, indiferent că sunt la ciclu de licență, ciclu master sau ciclu doctorat. Așa cum v-a spus doamna director, consider că trebuie să vă bucurați că sunteți privilegiați să aveți acces la atâtea servicii și vă așteptăm să le și folosiți. Mulțumim! Singurul lucru care necesită plată din partea studenților este serviciul de tipărire, de tip Follow Me. Biblioteca Universității Politehnica Timișoara a pus la dispoziția utilizatorilor săi 4 multifuncționale
Pe baza acelui card de bibliotecă, studentul poate să-și încarce 10 bani, 20 de bani, 1 leu, 2 lei, 3 lei, 5 lei, ca să-și poată tipări materialele care le lucrează sau le scrie atât la nivelul 4 al bibliotecii, unde avem 156 de calculatoare care le vom pune la dispoziția utilizatorilor, dar nu în condițiile actuale, ci în condiții normale, sau dacă au materiale pe sticuri, pot să vină în bibliotecă și contra cost a 10 bani se poate tipări o pagină alb-negru și 20 de bani o pagină color. Bun. Următoarea întrebare. Ați spus că acest card se poate folosi la sala de fitness. Este gratuit accesul și acolo? Din câte știu eu, este gratuit. Noi vorbim în numele bibliotecii aici, deci știm legat de bibliotecă. Avem servicii gratuite, mai puțin cel menționat mai devreme de doamna director. Bănuiesc că și la gym, la fitness, e tot gratuit, fiind parte din universitate. Asta va trebui să verificați în alte surse. Următoarea întrebare. Pentru cei din străinătate trebuie buletin? Toată lumea trebuie să aibă un act de identitate, sigur. Da. Chiar dacă sunt din străinătate sau din România. Bine? Exact. Altfel nu se poate face card de bibliotecă. Un act de identitate. Da. Ok. Următoarea. Legitimațiile se ridică fizic? Legitimațiile se ridică fizic pentru că încă nu am început să lucrăm cu holograme, dar în principiu da. Deci legitimațiile se ridică fizic și iarăși un lucru foarte important. Cardul nu se transferă. Cardul nu-l folosește și colegul tău. Fiecare persoană trebuie să folosească propriul card. Există regulamentul bibliotecii și din păcate pentru voi este o regulă și eu aș zice din fericire. Se aplică, se suspendă cardul, se suspendă niște servicii, chiar și accesul în bibliotecă, dacă altcineva folosește cardul dumneavoastră. Bun. Următoarea întrebare. Poate un grup de 2-3 persoane să rezerve un spațiu de lectură sau se poate veni doar individual? Ne ziceți, doamna director, până la urmă cu... Da, ne-am gândit pe viitor sălile de studiu grup, care sunt în număr de 4 la etajele 2 și 3, unde capacitatea unei săli este de 8 locuri, cred că am putea să facem un număr de 4 persoane, maximum 4 persoane, astfel încât să poată lucra acolo, dar accesul în bibliotecă va fi tot respectând regulile de distanțare socială și purtarea măștii. Pentru ce perioadă putem împrumuta o carte? Aici variază perioada de împrumut între o zi și 6 luni. În funcție de numărul de exemplare din cadrul unui titlu, avem diferite statute la cărți. Statut înseamnă perioada de împrumut a unei cărți. Majoritatea cărților se împrumută pe o săptămână sau pe o lună, cu posibilitate de prelungire. Ok. Și pe 3 luni poate să fie... Următoarea întrebare. Românii de pretutinde, neavând un act românesc, cu CNP românesc, pot să-și facă card sau abia când obțin permisul de ședere? Sigur, pot să-și facă card pe baza pașaportului, ca un pașaport. Pot să-și facă card pe baza pașaportului, cum a spus doamna director. Eu aș vrea să mai subliniez, apropo de studenții politehnici, că pentru externi eu încă nu știu ce tipuri de servicii le putem oferi în momentan, știi? Păi, în momentan nu oferim pentru externi. De asta zic. Așa că... Bun. Ok. Putem găsi cărțile doar în bară de căutare sau aveți o listă anumită unde aș putea să trec cu vederea toate titlurile?
Atunci când facem o căutare în catalogul online, dacă aveți cumva deschis catalogul online, veți vedea că e foarte ușor de folosit. E o bară de căutare ca la Google, unde tastăm numele autorului sau al titlului pe care îl căutăm și primim o listă de rezultate referitoare la cuvântul, la cuvântul pe care l-am tastat. Să avem o listă cuprinzătoare cu toate cele 700.000 de documente, nu cred că ajută, mai ales când știm ce vrem să căutăm. Dacă am înțeles bine întrebarea, dacă nu puteți să reveniți cu întrebarea. Nu știu dacă v-am răspuns la întrebare. Lia Ciobanu. Următoarea întrebare. Cărțile de care avem nevoie la cursuri sunt disponibile digital? Avem o colecție mare de cursuri disponibile digital, despre care v-am povestit că se pot accesa pe baza, pe baza adresei de e-mail, cea cu prenume, nume, studentul Pătero și a parolei atașate. Însă nu cred că sunt toate cărțile de care aveți nevoie la cursuri disponibile în format digital. Vor mai fi și în format tradițional, sigur. Nu au cum să fie absolut toate în format digital. Da, noi momentan lucrăm la a ne dezvolta acest serviciu, de a digitiza cât mai mult din colecțiile pe care le avem. Dar o parte din cursuri, o mare parte dintre ele, se află deja în format digital pe library.upt.ro, resurse electronice, cursuri, pe site-ul bibliotecii. Aș putea interveni două minute. Da. Referitor la întrebarea anterioară, dacă studenții găsesc o listă cu cărțile care le doresc să le solicite sau să le împrumute sau să le vizualizeze, în catalogul electronic, actualmente avem pus din 1983 încoace un număr de 140.000 de titluri, da, bibliografice, care se pot regăsi după criteriile autor-titlu, cuvânt cheie sau așa zis subiect. De exemplu, dacă își doresc să caut o carte de algebră sau o carte de analiză matematică, eu voi face acum un share screen la catalogul electronic. Se vede? Da. Și aici căutăm după un subiect, de exemplu, să zicem algebră. Căutare. Și mi-a găsit 718 titluri care conțin subiectul algebră în baza de date. Deci utilizatorul poate să caute în cele 718 rezultate ce îl interesează. Dacă îl interesează cărți full text online, da, se duce pe cifra 45, unde se face o rafinare a informației, da? Și dau apply filters, da? Am găsit cele 45 de titluri care sunt full text, da? Și mă duc la fiecare să văd ce mă interesează. Dacă doresc numai algebră liniară sau numai algebră, care a fost cuvântul cheie sau subiectul după care a fost interogat catalogul electronic, mă duc pe algebră, dau apply filters și mi-am găsit în cele 150.000 de descrieri bibliografice 9 titluri unde pot accesa cartea în variantă electronică. Mă scuzați, dragilor, că am intervenit, dar trebuia să arăt cum poate mulțumim cineva să-și găsească pe un anumit domeniu sau subdomeniu folosind un cuvânt cheie sau un subiect
titlurile dorite în baza de date, în catalogul electronic al bibliotecii. Puteți continua. Următoarea întrebare. Mie mi-a fost eliberat un card de bibliotecă vara trecută în cadrul Electronic Summer University, dar acesta este card de extern. Va trebui să-l prezint pe acesta la bibliotecă sau se va elibera altul? Doamna directoare? Deci, este card extern și... Da, este foarte bine pusă întrebarea. Am avut utilizatori ai bibliotecii și de la licee, care până în clasele 9-12 au folosit resursele informaționale a bibliotecii și au avut card de extern. După ce au terminat liceul și au dat admitere la Universitatea Politehnică din Timișoara și au intrat, să zicem, la Facultatea de Electronică și Telecomunicații sau la oricare altă facultate, cardul de extern nu mai este valabil și trebuie să-și facă din nou card de bibliotecă, card de student sau așa zisă legitimație de student, dar de fapt este cardul de bibliotecă de student. De ce? Fiindcă utilizatorii externi plătesc anumite servicii bibliotecii și plătesc anumite taxe, iar cardul pentru extern nu este gratuit, iar în momentul în care ai devenit student, toate facilitățile bibliotecii sunt gratuite pentru utilizatorii interni sau așa zis și studenți ai Universității Politehnică Timișoara. Asta tot pentru doamna director o să fie întrebarea, cred. Folosirea multifuncționalelor, imediat, Alexandra, gata? Folosirea multifuncționalelor e liberă sau restricționată la activități academice? Aș putea printa, spre exemplu, broșuri, fluturașe, etc. E foarte bună întrebarea. Da, atâta timp cât tu pe cardul tău de utilizator ți-ai pus 50 de lei și în cei 50 de lei te încadrezi cu tipărirea de broșuri sau tipărirea de materiale nu alb-negru, ci color, nu este nicio problemă. Deci cardul de bibliotecă poate fi încărcat cu suma pe care o dorește fiecare. Deci nu este limitată suma. Okay. E doar important ca prima dată când vă încărcați cardul să puneți suma de 5 lei pentru a se activa. Ulterior puteți pune orice sumă doriți, doar să fiți responsabili, să știți că nu primiți banii înapoi. Adică dozați sumele în funcție de nevoile pe care știți că le aveți legat de imprimat. Și desigur aveți și posibilitatea de a vă verifica în permanență cât ați consumat de pe cardul respectiv prin activitățile pe care le-ați făcut, să vedeți ce bani v-au mai rămas pe card. Bun. Următoarea întrebare. Putem găsi acest webinar pe campusul virtual sau YouTube? Nu am fost de la început și am cam pierdut ceea ce era important. Din câte știu, webinarul rămâne pe campusul virtual. Îl puteți găsi acolo. Dar puteți să ne trimiteți alte sau întrebările pe care le aveți pe adresele de e-mail de pe site-ul bibliotecii. Le găsiți acolo pe toate, pe library.pt.ro, dacă ai revenit, dacă ai sosit mai târziu, Bianca, Alexandru. Și la bupt@upt.ro. Da. Bun. Și ultima întrebare. Cum procedăm dacă avem deja card? A trecut un an de când l-am făcut. Păi, dacă aveți deja card și a trecut un an de când l-ați făcut și vi s-a făcut dor de bibliotecă, înseamnă că veniți atunci și nu se plătește nimic. Efectiv, cardul se reînnoiește. Încă o dată, este necesar să aveți carnetul de student vizat la zi ca să putem să facem prelungirea respectivă pe următorul an. Un curs. Bun. Răspunzi la asta, Marek? Da. Ultima întrebare. Unde putem vedea un catalog cu prețurile pentru imprimare și sau tutoriale? Colegul nostru, Vlad, vă trimite un link acum pentru a vedea prețurile.
tutorialele nu costă. Deci puteți vedea tutorialele doar free, dând un click. Pe site, da. Okay. Primiți link-ul cu prețurile pentru imprimare de la colegul nostru. Mulțumim și noi. Și noi vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi. Și... Și vă așteptăm și fizic să ne să ne treceți pragul. Da. Mai avem întrebări. Bun, hai să continuăm. Când vom facem rost de carnetele de student? Asta cu secretariatul. Deja biblioteca nu mai poate să vă răspundă obiectiv la această întrebare, când vom face rost de carnetele de student, da? Veți fi anunțați de la facultatea respectivă. Ok? Hai, iar ei pe doamna directoră. Ba da! Ok, nu mai avem întrebări. Dacă doamna directoare vrea să ne spună ceva pentru încheiere? Ce? Da? Dragile mele, vă felicit pentru toate răspunsurile date. Felicit atât pe studenți care au avut interes pentru bibliotecă și pentru resursele bibliotecii pentru a participa la acest webinar și așa cum au auzit și colegele mele, vă așteptăm cu drag la bibliotecă și sperăm să ne deschidem cât mai repede pentru să funcționăm la întreaga capacitate, să punem în funcțiune și sala acces 24 de ore din 24. Suntem singura bibliotecă din țară care oferim acest serviciu pentru toți utilizatorii bibliotecii și a mai dori și cele 156 de calculatoare cât mai curând să le punem la dispoziția utilizatorilor și să ne ajute Dumnezeu să depășim cu bine această perioadă critică. Vă mulțumesc din suflet pentru participare, atât colegilor mele care s-au străduit să vă introducă în așa zisa taină a cărții, a bibliotecii, precum și și tuturor studenților care au fost într-un număr foarte mare, au participat în număr foarte mare la acest webinar. Vă mulțumesc frumos! Să aveți o zi bună tuturor! Și o toamnă frumoasă și mult succes și vă așteptăm cu drag!